Bună seara, bun găsit la Actual Regional. Facultatea de Teatru și Film de la Cluj celebrează 30 de ani de tradiție, pedagogie și studiu creativ în domeniul teatrului la Cluj. Este un moment de mare însemnătate pentru instituția pilon a mișcării teatrale transilvanene și un prilej de încântare și mândrie pentru toți cei care se afiliază comunității academice și creative locale. Această sărbătoare este un moment de rememorare, dar și de reflexie asupra viitorului. Discutăm despre acest subiect cu invitatul meu această seară, domnul Claudiu Turcuș, prodecan al Facultății de Teatru și Film din Cluj-Napoca. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și la mulți ani. Mulțumesc, vă preiau această urare în numele tuturor colegilor și vă mulțumim pentru atenția acordată școlii noastre. Și noi mulțumim pentru tot ceea ce faceți acolo și pentru toate generațiile de actori și nu numai pe care le dați României în urma cursurilor. Înainte să începem discuția despre cum celebrați aceste trei decenii până la urmă, vă propune să urmărim un scurt promo realizat cu această ocazie, apoi revenim în platou la discuție. La dumneavoastră! Atunci, la 8 ani, am văzut... Ce curios! Cum vă place de Shakespeare-a lui Ciulei. Ce bizar! Din clipa aia, teatrul a devenit o chestie care mă privea pe mine. Ce coincidență! A apărut un grup de echinoxiști cu talent real spre teatru. Cu trenul acesta am venit și eu. Ei au început, prin 78, să joace teatru la facultate. Poate, doamne, că ne-am văzut în acest tren. Atunci m-am gândit că teatru s-ar putea să-mi ofere mai multă bucurie în creativitate. Aici muri un rege bun, cusut cu armă într-un plămân! Extraordinare au fost primele promoții din anii 80. Unde sunt ceilalți călători? Acele promoții care au făcut teatru. Capul galben ca un iad! Ei sunt preistoria facultății și datorită lor. Vai, ce curios! Există astăzi o facultate de teatru la Cluj. Oricum, va trebui să o găsim odată și odată. Am urmărit un scurt promo realizat de colegul nostru Vasile Hotea Fernezan, care alocă o atenție deosebită, mai ales în această perioadă, Facultății de Teatru și Film. De asemenea, TVR Cluj și TVR 3 va difuza o serie de episoade dedicate facultății, dedicate celebrării. Le puteți urmări începând cu 24 aprilie, atât pe TVR 3, cât și pe TVR Cluj, de la ora 20. Însă, până când vom vedea toată această serie realizată de colegul nostru, discutăm pe larg despre ce înseamnă aceste trei decenii pentru Facultatea de Teatru și Film din Cluj-Napoca. În primul rând, cred că înseamnă o poveste despre o școală care are început să fie să fie în viață după 1990. După cum știm, în mod oficial, n-a existat o facultate de teatru și specializare de teatru înainte de 1989, în cei 40 de ani. S-a pornit cu un departament de la Facultatea de Litere. Mi-aduc aminte când eram student, la începutul anilor 2000, studenții de la teatru erau parte a acelei facultăți, a Facultății de Litere, iar din 2004 am devenit o facultate de sine stătătoare. Crescuse atât de mult proiectul instituțional și se ramificaseră specializările, încât era nevoie de o altă arhitectură instituțională ca să poți să susții, practic, o asemenea școală. Pentru că, să nu uităm, teatru presupune infrastructură foarte multă. Nu se poate face teatru într-o sală de clasă cu bănci și cu tablă. Nici măcar cărțile nu sunt suficiente. Teatru are nevoie de scenă, de spații largi, de locuri unde actorii se pregătesc să intre în roluri pentru care s-au pregătit. Prin urmare, cei 30 de ani înseamnă o muncă enormă a colegilor mei, dintre care unii sunt și astăzi colegii noștri. Lor li se datorează, după cum spunea și domnul Vartic și ceilalți, doamna Runcan, doamna Cuibus, care încă sunt colegii noștri și astăzi. Lor li se datorează această poveste de reînodare a unei tradiții a școlii de teatru la Cluj. Deci, cred că înseamnă foarte multă muncă, în primul rând. În al doilea rând, cred că înseamnă capacitate instituțională de a pune oameni împreună. Pentru că această școală de teatru
S-a dezvoltat înspre actorie, înspre regie, înspre teatrologie. Pe urmă a căpătat facultatea de teatru și adiția de film. Astăzi avem practic o școală de regie de film, de imagine, de filmologie. Avem școală doctorală, avem 3 programe de studiu în limba engleză, unde avem și inclusiv studenți străini. Deci din acest punct de vedere, harta celor 30 de ani îți arată cum niște oameni care au avut la început un vis de a structura instituțional o școală de teatru, au dezvoltat până la urmă un proiect cu 450 de studenți, cu 4 limbi de studiu, română, maghiară, engleză, și de anul acesta din toamnă vom avea un masterat de educație prin teatru care va avea un modul limba germană, prin colaborare cu colegii de la pedagogie în limba germană. Deci, dacă te uiți la tot traseul ăsta, vezi că s-a început din pasiunea câtorva cadre didactice, artiști, unii dintre ei, pentru că oamenii au fost aduși din munca lor de joc, de scenă, și cumva au devenit mentori și cadre didactice pentru primele promoții, de la 10-15 oameni în prima promoție până la 470 de studenți astăzi pe 2 linii de studiu, română, maghiară, pe 4 limbi, pe 4 departamente, împreună cu colegii de la film. Acum avem 2 sedii, avem practic o dezvoltare instituțională care la nivelul Universității Babeș-Bolyai este între primele 3-4 facultăți din punct de vedere al arhitecturii instituționale pe care a dezvoltat-o. Ați menționat mai devreme că aveți și studenți străini. Ce îi atrage pe aceștia la Cluj, la facultate? În primul rând, studenții străini pot să vină în România să studieze dacă sunt din Uniunea Europeană, dacă sunt cetățeni din Uniunea Europeană, în aceleași condiții ca un student român. Prin urmare, astăzi, pentru un tânăr care termină liceul la Dresda sau la Lisabona sau la Ljubljana sau în Malmö, dacă intră pe internet și își găsește un program de studiu care îi se pare că îi servește interesele, trebuie doar să aplice, să urce într-un avion și să vină. Poate beneficia de bursele de studiu, poate beneficia de gratuitatea locurilor de la buget și așa mai departe. Studenții care au venit majoritatea dinspre partea germană și din zona Balcanilor. Cei care au venit ne-au spus căutau un program care să facă film documentar. Noi avem masterat în limba engleză de documentary filmmaking. Și nu am găsit unul cu un profil foarte profesional care chiar să promită că în 2 ani de zile ne ajută să ne facem filmul, să ne definitivăm practic un proiect filmografic. Și cam astea erau argumentele. Alții voiau să experimenteze, dar sunt foarte mulți studenți care vin străini, care vin pe Erasmus, dar asta deja nu mai e specificul facultății noastre, se întâmplă la nivelul universităților mari din România și a celor mai mici, dar numerele sunt relevante pentru universitățile mari, UBB, UB. Când spunem Facultatea de Teatru și Film, primul gând care ne vine în mod inevitabil este cel de actor. Însă, de pe băncile facultății nu ies numai actori. Despre ce este vorba? Nu ies numai actori. Trebuie să spunem în primul rând că Facultatea de Teatru are prin actorie, prin specializarea de actorie, un fel de faimă suplimentară. Deci acest lucru trebuie spus în primul rând. Gândiți-vă că sunt 10 locuri la buget și sunt 130-140 de candidați care cu tot și au 3 probe. Și probele acelea durează fiecare câte o zi. Adică acești tineri care vin și se înscriu știu ce îi așteaptă, și-au făcut temele, se prezintă în fața comisiei, admiterea e foarte exigentă. Și din punct de vedere al cantității, trebuie să rămână 10 din 130-140, de multe ori sunt mai mulți buni. Și greu de ales. E foarte greu de ales. Pe de altă parte, am încercat să menținem la toate specializările, dar mai ales cu ochii pe actorie, care realmente este un fenomen din punct de vedere al atracției față de noua generație, niște taxe școlare foarte, foarte jos comparativ cu nevoile de finanțare pentru meseria de actor. Firește, scoate regizori. Regia este un alt pilon important și colegii de la actorie și de la regie colaborează constant pentru asta.
scoate teatrologi, oameni care vor scrie istoria teatrului și istoria teatrului din perspectiva culturii române, culturii regionale, transnaționale, vor putea deveni cercetători. Acolo e pepiniera de viitor cercetători în studii de teatru, la teatrologie. Pe urmă, firește, facultatea în ansamblu ei scoate regizor de film, scoate director de imagine, scoate filmologi, care sunt de fapt omologii teatrologilor, și care au tot felul de oportunități pe piața muncii. Ne-am obișnuit să credem că teatru și filmul sunt niște arte, și pentru că sunt niște arte, uneori sunt decorative în societate. Industria creativă și munca în industriile creative, statistica ne spune că depășește industria automotivelor, de exemplu. Oamenii aceștia știu să facă foarte multe lucruri. Pe lângă faptul că sunt profesioniști ai teatrului sau ai filmului, e nevoie de munca lor în societate. Și lucrăm în această, să spunem, nouă paradigmă a învățării și prin relațiile pe care le avem, prin integrarea universității noastre în Utopia, e un consorțiu de 10 universități, un fel de mega universitate europeană de 250.000 de studenți, unde UBB-ul e parte, și în Guild, care e o altă rețea foarte prestigioasă, care ne leagă de 20 de universități europene care au programe de intensive research, deci care sunt focusate cumva pe cercetare de excelență. Și prin acest cadru am depus de curând o aplicație foarte mare la Comisia Europeană, care ne va permite să ajutăm la crearea acestui mindset că munca artistică este o muncă foarte importantă pentru societate. Ea nu este ceva decorativ, ea nu este ceva care se întâmplă doar în sala de spectacole sau doar ca produs final pe un ecran. Este o muncă atât de diversificată, societatea are nevoie de ea, până la urmă de la televiziune, publicitate, design, fashion, industria turismului, toate acestea sunt domenii unde munca creativă și tipurile de competențe pe care noi le creăm sunt foarte necesare. Deci cam asta ar fi răspunsul meu, să spunem așa mai integrat. Nu facem doar actori, facem. Ei se fac, de fapt, ca studenți. Și noi îi sprijinim și îi ghidăm, că de aia ne-am făcut profesori. Dar dincolo de specializarea lor în domeniul teatru, artele, spectacolului, cinematografie și media, ei devin niște cetățeni care au niște competențe de care societatea realmente are foarte mare nevoie, iar ei vor ști să le ofere, să le ofere societății. Prin urmare, e ceva mult decât artă pentru artă în această facultate. Și trebuie privită cu foarte mare seriozitate din perspectivă socială, în primul rând. Cât la sută talent și cât la sută muncă? Talentul e întotdeauna un concept care a fost definit în multe feluri. Munca artistică e o muncă. E o muncă la fel de legitimă și unor mai legitimă decât alte munci non-artistice. Dar până la urmă nu e vorba de o concurență între acestea. Pe de altă parte, talentul e acel concept, să-i spunem, conservator, acea chemare pe care fiecare o simte sau nu o simte, este ghidat înspre este stimulată această componentă creativă sau nu. Alții o descoperă mai târziu, alții mai repede. Până la urmă e greu să devii regizor la 18-19 ani. Poate că e nevoie de o experiență de viață mai mare să acumulezi. Actor, e necesar să încep foarte, foarte devreme, pentru că e o muncă foarte complexă și e nevoie de multă disciplină. Să știți că actorii petrec câte 10-12 ore pe zi în facultate. Dacă vă duceți seara pe Gogălnicianu 4, veți vedea la 11-12 noaptea, îi veți auzi, de fapt, repetându-și rolurile, becurile sunt aprise în instituție la ora respectivă. Prin urmare, e nevoie de un efort enorm pentru meseriile acestea și lumea trebuie să înțeleagă că acești copii au un parcurs și intră un parcurs profesional și de mentorat foarte dificil și foarte complex și care presupune foarte mult, foarte, foarte mult efort. Cum veți celebra acești 30 de ani? Va fi ceva, sperăm,
special și grandios, dorim să facem un eveniment care firește să aibă și o parte de spectacol. Va fi și în preajma unei celebrări mai extinse a galelor de absolvire, pentru că ne vom duce spre finalul lunii mai și ne apropiem de gala de absolvire atât cu partea de teatru cât și cu cea de cine media. Dorim firește să fie și un eveniment tip gală, deci nu doar o marcare, să spunem, strict instituțională de interior, unde să invităm societatea civilă, unde să invităm colegii noștri din alte universități, firește alumnii, colegii noștri care fac această profesie și care cândva ne-au fost studenți, unii dintre ei chiar au devenit profesori la Cluj sau în altă parte. Sunt câteva surprize și vrem să le păstrăm pentru momentul respectiv, dar mă feresc în general de cuvinte și nu-mi plac cuvinte precum grandios sau ceva ieșit din comun, dar ne dorim să fie o gală care chiar să marcheze 30 de ani. Până la urmă e un moment extrem de important, iar pandemia ne-a mai amânat un an. Cu siguranță va fi spectaculoasă, având în vedere rezultatele spectaculoase pe care le aveți la facultate. Ele sunt spectaculoase. E un termen de care nu trebuie să ne ferim. De data asta, domeniul Arts and Humanities este în toate rankingurile universitare mondiale, undeva între locul 200 și 450, ceea ce înseamnă cu vreo 300 de locuri decât Universitatea Babeș-Bolyai în ansamblu ei, care la rândul ei nu stă deloc rău pentru că e prima universitate în aceste rankinguri. Prin urmare, invităm pe toți studenții care s-ar putea să fie interesați de domeniile astea să afle despre noi de pe site-ul nostru. Am lansat de curând niște materiale promoționale foarte cool și foarte în spiritul vârstei lor, care le va da informații foarte concise și într-un limbaj care nu e deloc de lemn. Să intre pe site, să caute materiale. Avem cursuri de pregătire a admiterii, adică nu-i chemăm pe studenți direct în fața comisiilor, ci pregătim o lună, două. Aceste cursuri sunt binevenite pentru toți. Invităm să ne viziteze, să ne caute. Sunt sigur că vor face mulți dintre ei, dar poate unii sunt nehotărâți și atunci au nevoie de un imbol mai mare. Au nevoie de puțin ajutor, de puțină șlefuire din partea dumneavoastră. Da, îi primim pe toți și suntem conștienți că răspundem prin programele noastre, care sunt multiple, în diverse limbi, cum spuneam, și de la licență până la nivel de școală postdoctorală, există o ofertă foarte largă, prin urmare, abia așteptăm să ne întâlnim cu ei din toamnă. Mai avem un minut din emisiune, o să vă rog pe scurt ce înseamnă tânăra generație de actori și dacă ar fi să faceți o scurtă comparație cu generațiile trecute. Tânăra generație de actori cred că înseamnă un destin care se construiește din ce în ce mai greu în lumea noastră contemporană. Gândiți-vă că actorii cumva privesc lumea asta exact invers decât o privim noi. Când ei sunt pe scenă și noi suntem într-un moment de entertainment sau de relaxare, ei muncesc. Și practic rolurile se schimbă în viața diurnă, cotidiană, în care ei 10-12 ore sunt în repetiții și își pregătesc show-ul respectiv. Sunt niște oameni foarte speciali. De fiecare dată când mă intersectez cu ei, fie că sunt studenți, fie că sunt colegii mei, mi se pare că fac o muncă pe care eu personal n-aș putea o face niciodată. E un tip de dedicare, e o pedagogie, e un efort colectiv, individual, de relaționare, care merită toată admirația noastră. Actorii nu sunt doar niște roluri, ei sunt niște ființe, niște oameni care practic își trăiesc povestea asta a reprezentării altceva decât sunt ei în viața reală pe scenă, cu toată puterea lor și absolut din plin. Tinerii de astăzi care au ales meseria asta sunt niște oameni care vor duce mai departe ceva ce nu trebuie să fie lăsat în urmă deloc. Cu siguranță nu, pentru că și mie îmi place să merg la teatru și îi admir, mai ales pe cei tineri când îi văd pe cineva nou pe scenă și desigur înconjurați de greii
Clujului până la urmă. Teatrul este arta prezentului, e o mare reflecție a unui important regizor și teoretician, este arta prezentului. Vă mulțumesc foarte mult pentru detalii, pentru prezența în emisiune și vă dorim mult succes în continuare, de-abia aștept să ne vedem și la celebrarea oficială a celor 30 de ani. Vă invităm de pe acum, mulțumesc și eu tare mult. Cu mare drag, mulțumim. Doamnelor, domnilor, noi ne oprim aici, să aveți o seară frumoasă, la revedere!